Situație fără precedent. La granițele Uniunii Europene, mii de refugiați au luat cu asalt frontiera belaruso-poloneză. Autoritățile de la Varșovia au declarat stare de urgență și au mobilizat mai multe batalioane pentru a încerca să țină situația sub control. Și celelalte țări vecine cu Belarusul au luat decizii similare. Spre exemplu, Lituania a declarat că mobilizează armata la frontieră după ce a declarat stare de urgență la frontiera sa. Colegul meu, Alexandru Rotaru, urmărește situația de acolo și are mai multe detalii. Alex. Bine te-am găsit. Este un incident major la granița Uniunii Europene, așa cataloguează oficialii de la Bruxelles și, bineînțeles, oficialii de peste ocean. Vorbesc aici despre Departamentul de Stat din SUA, care a venit cu o reacție prin care condamnă ceea ce se întâmplă aici. Este un mic sătuc la granița dintre Belarus și Polonia, mă refer la localitatea Brusghi. Aici au adus autoritățile de la Minsk cu autocare și nu doar, cel puțin 4.000 de refugiați. Vorbim de oameni care vin din Orientul Mijlociu, în mare parte din Siria și Irak. Întrebarea este cum au ajuns aceștia acolo. O întrebare care macină pe toți cei care se uită la ce se întâmplă acum într-o criză fără precedent. Este de departe cel mai mare incident care se întâmplă la granițele Uniunii Europene în ultimii ani. Răspunsul este unul foarte simplu. Spun jurnaliștii de la Die Welt, spre exemplu, din Germania, că aceștia au fost aduși cu avioanele din Irak către Minsk și din Siria către Minsk. Întrebarea este de ce ar face regimul Lukashenko o astfel de mișcare care costă până la urmă. Răspunsul este și aici foarte simplu. Relațiile dintre Polonia și Belarus s-au deteriorat grav în momentul alegerilor din anul trecut. Mai exact atunci, autoritățile de la Varșovia au recunoscut victoria Svetlanei Tihanovskaya, cea care a fost oponentul lui Lukashenko la alegerile prezidențiale de acolo și în urma cărora s-au declanșat cele mai ample proteste din Belarus din istoria sa. Lukashenko conduce țara de mai bine de 27 de ani și în momentul acesta este gata să folosească toate mijloacele posibile pentru a încerca să demonstreze Uniunii Europene că aceasta este dependentă de el și trebuie să-i facă pe plac, practic, până la urmă. Gândiți-vă că aceasta este frontiera dintre Polonia și Belarus. Aceasta este frontiera dintre, dintre Lituania și Belarus și aici vorbim de frontiera dintre Polonia și Belarus. Aici au fost mobilizate numai puțin de câteva mii de refugiați. În aceste momente vorbeau cei de la, din Lituania că sunt pe puțin 1.000 de persoane care au ajuns acolo, aduse la fel de autoritățile de la Belarus. Și din păcate vorbim de o tragedie umanitară în aceste momente, pentru că, din păcate, în rândul refugiaților se numără și foarte mulți copii. Sunt numai puțin de 15.000 care ar trebui să ajungă în următoarele ore acolo, toți mânați de soldați înarmați din partea regimului Lukashenko. Vorbesc aici inclusiv de copii. Cel mai tânăr dintre migranți, spun autoritățile de la Varșovia, că ar avea nu mai mult de 5 luni. Acolo a ajuns și premierul din Polonia. Acesta a ajuns la graniță alături de ministrul apărării pentru a încerca să gestioneze această situație fără precedent. De altfel, și Lituania a mobilizat armata la graniță acolo pentru a încerca să țină sub control valul de migranți care crește de la o oră la alta. Așa arătau imaginile ieri. Astăzi nu s-a schimbat practic nimic. Asta pentru că migranții care au ajuns acolo, aduși de regimul lui Lukashenko, nu se mai pot întoarce nici înapoi către Belarus, pentru că, după cum spuneau, sunt flancați în tot spatele liniei de distribuire a acestora pe linie de frontieră de omuleți verzi ai regimului Lukashenko, care se ocupă de această operațiune fără precedent, prin care șantajează, practic, blocul comunitar.